Ceva, băieți, și bine ați venit la un nou clip pe canal. Îi avem lângă noi pe doi componenți ai Universității Craiova, Mihai Roman și pe domnul Mihailă pe viteză acolo. Pe Dan, ai fost tu component la universitatea? Puțin. A, la fel ca mine, tot puțin. Vă salut, băieți, facem ceva inedit astăzi. O să jucăm House Rules, adică fără reguli, fără offside, fără faulturi, fără nimic. Eu fac echipă cu domnul de aici. Elit, cât e cel mai bun? Elit e cel mai bun. Bun, bun, bravo. E frică să joace singur, de aia și ales că cel mai... House Rules, tu? Eu sunt mai slăbut. Las eu gol, 2 sau gol 3. Bun, bun și așa. Bine, dar el n-are echipă foarte bună. Eu mă joc de într-o lună. Oricum, tot noi vom câștiga, sunt convins. Dacă nu la FIFA, măcar la fotbal. Ok. Băieți, nu uitați link în descriere către celălalt clip, o să facem ceva asemănător și pe canalul Dănuț. No rules. Eu o să mă văd acum la început pe filmare, după aia nu mă mai văd că trebuie să mă trag așa. Suntem cam mult, știi, și de asta. Echipa Mihai? De ce nu? Bine, noi vom pe Juventus. Tu e Juventus? Mai în domeniu. Da. Sau nu vrei? Vrei pe cineva? Cu cine vrei tu? Eu nu mă bag. Tu ești capitan. Ai luat Juventus, pe cine să luăm noi? Tu ești capitan în teren. Unde e Anglia, mă? England. Anglia? Da. Liverpool. United? Park, City Liverpool sau... e echipa mea de suflet, să știi. Bine, Liverpool să fie. Și mie îmi place mult de Liverpool. Hai cu Liverpool. Ce înseamnă no rules, băi? Înseamnă că nu se pune offside, nu se pune foul, nu se pune nimic. O să fie o nebunie totală. Mamă, e nasoală treaba. Nasoală, nu? Firmino, Wijnaldum, Salah, Mane. Eu am mai jucat cu Mihai un no rules. Dar n-am cu cine să jucăm aici, mă, asta e problema, Shaqiri. Anderson, Fabinho, Virgil, Matip. Bă, la noi sunt puși deja. Ai schimbat pe cineva? Da, nu mă bag. La Ronaldo, nu te bagi, a? Suntem... Și aici la tactică... Chedira, că n-au viteză ăștia, mă, n-are viteză niciun. Da. Avem bani. Pia aici, Matic. Da, la da. Trebuie să stai în sus, ca să nu mai offside. Nu, ci invers trebuie să faci. Să stai în spate de tot, că nu e offside. Să ai linia în spate, că nu se pune offside, să înțelegi? Trebuie să mă învățați pe mine. Că da, trebuie să te prindei, că-și mută un sfătorul lângă portarul, nu știu, dau un exemplu. Normal. Și linia ta de fundaș și pe L1, da, și după aia faci ball roll. Înțelegi cum mai faci de tot în spate. Stânga sau dreapta, vezi cum mai face ball roll. Eu când încep meciul și îl văd pe ăla când începe cu schema asta, îmi iată moral. Hai, hai să-i dăm vești la FIFA 20. La crocheta? Da, mamă, mi-e iată moral, că nu poți, nu poți, foarte greu să-i deposedezi bine. E clar, o viță... A, mă, ți-ai pus toate alea acolo. Stai, back while attack. Stai, mă, care dreptate. A, bă, ce? Aia nu știi să... Să nu mă cer, să nu mă... Nu te cer, stai așa, ușor. Nu poți să joci ceva, nu te supăți. Bă, de obicei îmi place în meciuri. Îți place? Îți joci sub presiune? Public mult? Da. Când e la noi e bine, dar când e în deplasare? Ce e în deplasare, nu-i problemă? E un tânăr neînfricat. Hai că ți-am dat-o. Stai, liniște. Op. No, n-am văzut așa. Dai, 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 bravo. Clar, clar. Oh, pe verde. Ce-ai făcut, mă? Calma, calma. Da, cu dreptul cu Salah. Pe verde. Ia uite. Ce bombiță. Acum trebuie să întreb, ai vrut să dai pe verde sau apă să ai spa mai? Mamă. Dar vezi că dacă am pus park the bus, no, cum ar veni, că nu se mai întâmplă toată nebunia aia? Da. Bă, da, chiar mă, stai mă, că merge fără fault, așa e. Eu am uitat. Cu pas, cu pas. Ia uite. Uite, la noi. Încă o pasă, din prima, bravo. Nu, de ce mă, o viță, mă? Bine. Da, mă, da, n-a greșit, m-am dus eu cu omul. E Fabinho, n-are, dar tu dă-i-o. Du-te, Fabi, du-te, tată. Du-te. Hop, pas. Hai, mă, hai. Bine. Te-am să dau pe jos. N-are nimic, nu cred că aveai cum pe jos. Tu te duci, faci tornado? O, mă, că te-am prins aici, bobiță. Păi nu vezi că nu era meu. Corne. Bun. S-a terminat distracția. Stai, mă, că a dat-o scurtă. Poate mai e o șansă. Hai. Gol. Hai, opa, Cristi. Oh, ce ne ocazie avem aici. Da. Încă una? Mai departe, vezi, mai departe. Op! Mă, ce mă face Roman? nu știu ce să zic aici. N-am aici portar golanul. Ea mea, se știe ce urmează.
Băi, vezi, fiți ar time finishing-ul, că era gol. Du-te, Dică! Du-te acolo, du-te în spate, așa. Am ăsta cu Roma de 99, cred că scoși un elit. Noi! Elit 2. Nu-i faul, mă? Băi, vezi și norocul. Ai ieșit bine, mă. Ți-am dat-o. Du-te și fă-l. Nu se driblează, de virgin nu trece nimeni. Ai prelungit-o. Da. Ți-am dat-o și am plecat. Bravo! Oh! Că ne-am văzut o viță. Joacă repede, joacă repede că se fluieră. Bravo! Da. Îți vine pe Sala. Sau pasă undeva oriunde. Oh! Vezi acum? Așa, noi! Corner! Da. Ref? Da, nu, da, a fluierat. Dacă era corner, nu fluiera. Mamă, stați că am slăbăs pe statistică. Bobby, Firmino. Op, frumos. Oh, da. Stăm și bine. Bă, nu se poate, mă, să-i minge să sară la el, mă. Puuu! Nu se poate. Bă, dar vă aveți și noroc, mă. A, mă, taci, acum și joacă. A rămas la voi cu noroc. Mamă, bine văzut aici, am văzut bine. Tu l-ai văzut bine, dar s-a dus prost pasa, nu știu de ce ne-a. E, Bobiță, du-te! Mai prinde-l pe Mane. Dar nu știu ce să fac aici. Nu se știe ce se întâmplă. Stai puțin, calmează, la fundaș. Ai văzut ce. E bună! Nu, no, se poate! Poate. Cât bulan să ai, mă! Cum nu se poate? Cât noroc să ai, mă! Lasă-mă, mă, cu șuturile tale de la 70 de metri, mă! Asta e un grijă. După 7 respingere. 7 respingere la voi. Asta a fost gândită! Ai văzut Roma cum a făcut-o, pam, pam, și după aia eu cu Salah. Posesie, mă, bă! Asta că nu avem nevoie de gol. Nu știu cum așa, ca Barcelona, frate. Păi da, stai puțin, tu te băgași cu toate. Și tu cum ești, mă, nu ești tot pe nu ești tu pe par de bas? Păi da, dar noi din cauza regulilor. Pe posesie suntem. Du-te, Dică. Pe mare asta mai duci. Pe mare asta mai duci de asta. Du-spre port. Nu mai discuta. Uite cu pas. Mas. Dai. Wow! Vezi, mă, noi dăm bară, ei dau bară gol. Noi dăm bară, voi dați bară gol. Mamă, cine a dat ăsta amândoi? Dar unde v-ați dus? Că dacă ridicam, asta ar merita o reluare, știi? Nu, dacă ridicam reclama din spate, tu nu ieșeau afară. Ia stai. Amândoi s-au dus? Da. Oh! Ah, aici trebuie să fie un de ăla cu error. Pe... Exact CTV, înainte... Gata, salut. Au căzut. Ce am căzut că... Nu mai am moral. Nu trec, mă, de noi ce ai. A dat bine, bravo, bă! Ia! Mamă, se rag gros de meci. Ce nu face foarte? Trebuie să ții el 2. Te-am ținut. Ai ținut? Da. Nu mi l-a selectat. Hai, iau și pe asta. Vin Honi. Du-te în offside, du-te în offside, bravo. Ia, fă-le tu bata, ia să te văd. Nu cred că mai intră una. Ah! Ce sare Salah, ești nebun la cap. De cât are geam fi vorba? Nu știu, frate, dar a sărit și la aia, la prima. Nu se poate așa ceva. Nu se poate să dea Salah în toate, mă. Pe cine trebuie să avem, mă, de 99 acolo pe el? Ibra. Prea multă o viță. Și uite cum sare tot la ei, mă. Ia fi de la ei. Haide, dă-i la poartă. N-am nimic. Nu l-am luat. Hai mă, hai, duceți-vă. Hai mă, hai, poți? Dau și eu un gol, ia să-i... Shoot, mă! Ca să pasez, bă! Bravo, mă, băieți, mă! 2-0. N-a fost... a fost strâns timp de 5 minute până am dat gol și după aia n-a mai fost strâns. Statistic vorbind, 4-5-2, bombă. Băieți, cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like peste 5700, ar fi absolut genial. Mersi, băieți, pentru că mi-ați acceptat invitația. Mulțumesc și noi. Și baftă la fotbal acolo. Luăm titlul anul ăsta? Nu, neapărat. Mă, ce sigur sunteți pe voi, așa zicem în fiecare an. Deși acum cu Pițurcă, câte șansele sunt bune. Sunt bune tot, mai ales că suntem la câte puncte de titlu? 2 puncte de primul loc. 2 puncte, după aia vine play-off-ul. Forță, forță suntem, băieți. Ne mutăm pe canalul Dănuț, urmează încă un clip acolo. V-am pupat. Pa, pa!